Bună ziua, dragi prieteni! Bună ziua! Bine ați venit în live-ul de Breaking News, acum, astăzi, 23 a 3 a 2021. Avem ora 14, aproape și 30 de minute. Și, dragi prieteni, intru în acest live pentru a vă arăta și prezenta ce hotărâre au luat ieri Angela Merkel cu Marcus Zetter, cu primarul Berlinului și cu ceilalți premieri ai Bundeslandurilor din Germania. După cum știți, am stat ieri de la 9 seara până la ora 1 noapte, aproape am stat aici în live, am așteptat să vină cei trei, Angela Merkel, Marcus Söder și primarul, să intre și să facă conferința de presă, să ne spună ce restricții sunt, dar din păcate până la ora 1 nu au fost, nu s-au hotărât, nu au avut niciun plan Concret pus pe hârtie și doar începând cu ora 3 dimineața, deci azi dimineața la ora 3 dimineața, cei trei și-au prezentat deciziile pe care doresc să le iau, să le ia începând cu data de 29 martie 2021. Da, în primul și în prima parte trebuie să spunem că lockdownul 3, este pornit. S-a numit deja și ei uh, ieri uh, sau azi dimineață, să spunem așa, în Berlin, cât și astăzi de Marcus Zöder, Lockdown 3 este pornit. În, uh, va fi uh, aceste restricții de care o să vorbesc imediat și o să vi le prezint. Uh, pornesc începând cu data de 29 martie și vor ține până pe, data de până pe 18 aprilie. Uh, printre care prindem și uh, sărbătorile pascale uh, catolice, cele de aici din Germania, uh, cu două, no uh, două zile libere noi, uh, zile legale libere, este uh, data de 1, uh, aprilie cât și data de 3 aprilie ce este, ce avem voie să facem noi în aceste două zile sau ce au voie comercianții să facă în aceste două zile, vreau ca să vă arăt, dragi prieteni, aici pe pagina aebs.org, pentru că acolo am pus în limba română decizia de la Berlin eu ce am făcut-o am tradus-o ca să fie rap rapid, am tradus-o direct cu Google-ul, am văzut o grămadă de greșeli dar nu contează faza este că în principiu ce ne trebuie nouă să știm și ce trebuie să aflăm din decizia lor de la Berlin vreau ca să vă arăt. So. Uh, după cum vedeți pe pagina aebs.org aici sus la secțiunea COVID-19 putem intra deschidem uh, intrăm pe Germania, pe harta Germaniei și de la Germania coborâm mai jos mm. și aici, dragi prieteni, găsim Uh, noi restricții începând cu 29 martie. Dacă dăm un click pe el și aici în spate mai facem încă, o, încă un click, atunci ne apare traducerea pe care v-am spus că am făcut-o cu Google. Zo, so. În principiu, iară, se deschide conferința, deja s-au și pus e data de 23 martie, adică nu, nu s-a pus data de 22 martie, ci s-a pus 23, când au dat decizia, azi dimineața la ora 3, cu toate că ieri, la orele 14 și un sfert, au intrat cei 3 în conferință. Deci, nu au pus data de ieri, ci au pus data de astăzi, pentru că astăzi au avut hotărâre. Aici, în mare parte, spune că totuși crește numărul de infectări, dar, în principiu, aici am făcut cu galben punctele principale pe care noi ne interesează și anume, pe, data, pe baza livrării planificate de vaccin, guvernele federale și de stat și-au stabilit obiectivul de a face, din fiecare cetă de a face pentru fiecare cetățean o ofertă de a se vaccina până... La trecutul verii. La asta se referă în uh, ordonanța din Germană. Deci, cel târziu, târziu până în, la sfârșitul verii, fiecare cetățean de aici din Germania uh, o să primească o ofertă de a se vaccina. Bineînțeles, vaccinarea nu este obligatorie, dar oferta trebuie făcută pentru că uh, s-au discutat foarte, foarte multe chestii cum facem dacă eu Vreau să zbor acum în America și americanii sau uh, uh, compania de uh, zbor spune aici urci în avionul nostru sau intri în America doar dacă ești vaccinat. Păi uh, și dacă nu sunt vaccinat, încă nu primesc, de aceea aici statul o să intre cu uh, oferte pentru fiecare cetățean să poată să se vaccineze, uh, indiferent de cele două, trei capitole care sunt: întâi bătrânii, după aia vin adică întâi asistenții din domeniul medicinei, doctorii, după aia vin bătrânii, așa două categorii, după aia tot așa mai departe. E clar, unul, de exemplu, să zicem eu, dacă aș vrea să mă vaccinez, n-aș avea nicio șansă acum. Dar pentru asta nu pot ca să beneficiez de unele lucruri, de exemplu nu mă pot duce la cinematograf, dacă cinematograful zice aici intri doar cu vaccin. Nu mă pot duce cu avionul, cu o companie care cere vaccin. Deci atunci suntem discriminați și de aceea atâta timp cât nu este posibilitatea asta să să ne vaccinăm când vrem noi nu poate nici să apară câte o restricție din asta. Deci este clar. așa. Deci asta este în prima parte că se va hotărâ până în vară să fiecare persoană să primească o ofertă de vaccinare. Strategia de testare cuprinde trei piloni. În primul pilon, elevii. Aici se discută că, cred că am sărit un pic mai sus, începând cu, chiar și cu săptămâna viitoare și nu numai cu data de 28, 29 martie, se începe în masă testarea. În masă în fiecare comună va exista, după cum s-a discutat și astăzi de Marcus Zădăr, fiecare comună, fiecare oreșel trebuie să aibă minimum un uh, centru de testare, chiar și de testare rapidă, adică cu acele uh, antigen testuri. Și testurile astea se vor aplica, strategia de testare cuprinde trei piloni. În pilonul 1, elevii, precum și personalul la școli vor fi testați. În al doilea pilon cuprinde testele gratuite pentru cetățenii și al treilea, pentru toți cetățenii și al treilea pilon formează testele pentru angajați din companiile în care angajații trebuie să fie testați. Aici se discută iarăși de acele companii care nu poate să-și închidă porțile, dar există și o aglomerație de muncitori și nu se poate respecta acea distanță de un metru jumate, 2 metri față de alt coleg sau de un client. Și atunci acolo o să trebuiască să, să testeze optimal ar fi, adică nu, minimul o dată pe săptămână se va fi obligativitatea de testare, orică e PCR, orică este testurile alea antigen, la viteză, nu contează, amândouă sunt recunoscute și uh, optimal, uh, o să ajungem iară la punctul ăsta, va fi dacă pe săptămână de două ori se vor testa uh, clienții, elevii, uh, medicii, uh, persoanele din domeniul sanitar. Zoom. Uh, așa, al treilea companie, așa, da. Uh, un astfel de test PCR poate fi efectuat chiar și gratuit. Deci, chiar și PCR-urile pot să fie făcute gratuite și nu numai acele uh, antigenurile pe care le știm și noi sau le pot cumpăra, uh, cumpăra și angajatorii noștri sau uh, firmele când uh, de exemplu era vorba că în unele restaurante poți să mergi să mănânci dacă restaurantul îți oferă un test antigen care în prima fază acolo îți arată că ești negativ sau dacă vii cu un test antigen făcut în aceea zi. Uh, Aici se referă că și testurile PCR vor fi pentru viitor, vor fi gratuite. Încă o dată, cum am spus și la începutul filmului, este o rezoluție existentă ale Cancelarului Federal și ale șefilor de guvern din statele federale, rămân valabile. Deci, tot ce există restricții la ora actuală rămân mai departe valabile și se începe. Uh, cu uh, această pandemie, cu această reglementare din acest text pe care îl citim aici, din, începând cu data de 29 martie 2021, ce va ține până pe data de 18 aprilie uh, 2021. Deci, uh, se prelungește cu aproape 3 săptămâni sau mai bine de 3 săptămâni. Uh, în schimb, rămân restul de restricții, așa cum le-am prezentat și în calendarul acela, cu deschiderile. Ce se deschide până la 50 de infectări, ce se deschide între 50 până la 100 de infectări, și ce este peste 100 de infectări, uh, iară se intră în carantină totală în uh, regiune. Deci, asta rămâne, totuși, mai departe, doar că aici, pe perioada asta de mart 29 martie-18 aprilie. Uh, pentru că se așteaptă la lockdown-ul 3 uh, și din cauza sărbătorilor Pascale o să fie niște restricții mult mai dure. Cu toate că avem, nu, cum să spune, data de 1 martie cât 1 aprilie, cât și 3 aprilie vor fi zile libere, asta înseamnă că o să avem 5 zile complet uh, uh, libere. Uh, Atenție că aici o să discutăm imediat, o să vedeți, restricțiile vor fi foarte drastice și o să vă spun mai încolo concret ce va fi. Zo, so, având în vedere dinamica infecției de creștere exponențială se pune, se pune frâna de urgență. Frâna de urgență și anume în Regiunile. În regiunile în care incidența la 7 zile la 100.000 de, de locuitori trece peste 100 de zile. Peste 100 de zile. Deci, în toate regiunile și în toate orașele și în toate bundeslandurile unde trece incidența pe o perioadă de 7 zile, peste 100, se aplică la maxim restricțiile în total. Bun, asta iară s-a vorbit aici. Punctul 3. Având în vedere creșterea semnificativă, exponențială, trebuie să treacă, trebuie luate măsuri suplimentare pentru a se asigura că numărul de noi infectări scadente vor scade din nou sub 100. Și aici se referă că statele federale o să fie obligate să își lase și regiunile și orașelele să hotărească în mod independent dacă în regiunea lui este crescut această, acest index de peste 100 de infectări, atunci direct, din a doua a zi, să intre la restricții clare. Obligația de a purta măști medicinale pentru pasageri, inclusiv și măștile Private, în măsura în care nu fac parte din aceeași gospodărie. Deci, odată, trebuie portate măști medicinale sau FFP2 în pentru pasageri, indiferent că sunteți cu autocarul, că sunteți cu trenul, că sunteți cu avionul, că sunteți cu tramvaiul, trebuie portate aceste măști medicinale sau FFP2, FFP3. În plus, oameni buni, dacă mergi tu cu mașina. De exemplu, eu merg cu mașina, cum am fost sâmbătă la München, și să spunem pe drum, aș fi luat pe altcineva care vrea ca să vină cu mine la demonstrație. În momentul ăla, pentru că persoana aia nu este de la mine din familie, din gospodăria mea, ambii uh, cetățeni sau toți care eram în mașină trebuia să purtăm pe tot parcursul drumului mască de protecție, adică mască medicinală sau FFP2, FFP3 sau KN95 iar este obligatoriu chiar și în mașinile private. Așa, obligații suplimentare de a face teste rapide zilnice, o condiție prealabilă în domeniul în care este dificil să respectați regulile de distanțare și să purtați în mod constant mască. Deci, iară, zilnic sunt testele acelea antigenuri care se fac la 15 minute și 20 de minute știi rezultatul. Este iar obligativitate. Restricții de ieșire. Se ajunge la restricții de ieșire dacă asta se întâmplă de obicei noaptea după ora 22-21 dacă în regiunea aceea iară crește indexul peste 100 de infectări vine și această restricție de a mai ieși din casă. Restricții mai stricte de contact. Adică noi și la ora actuală avem restricții după legea încă în vigoare că dacă este sub 50 de persoane, sub 50 de infectări într-o legiune, pe o perioadă de 7 zile, putem să ne întâlnim cu până la 10 persoane, bineînțeles cu test, test zilnic, până la 10 persoane din alte gospodării. Între 50 și 100 avem voie să ne întâlnim cu maxim Două, două familii nu, invers, adică două familii și maxim 10 persoane până la 50 de la 50 până la uh, 100 avem voie să ne întâlnim cu o singură gospodărie în, uh, în afară bineînțeles copiii sub 14 ani nu sunt luați în considerare iar de la uh, uh, 100 de, de uh, infectări în ultimii 7 zile în sus nu avem voie decât gospodăria noastră plus o singură persoană matură peste 14 ani din alte gospodărie. Așa sunt restricțiile. Așa, având în vedere dinamica așa, aici da, aici ajungem zilele de Paște. Data de 1, cum v-am spus, Joia Mare și data de 3 aprilie, asta va fi sâmbătă, Uh, ar trebui de asemenea așa, uh, să, sunt zile de odihnă, combinate cu restricțiile extinse de contact uh, și interzicerea adunării de la 1 până la 5 aprilie. Deci, începând din data de 1 până în data de 5 aprilie, uh, sunt zile libere, cum se spune, și nu avem voie să ne întâlnim cu alte persoane din alte gospodării, doar după norma care aparține cu numărul de infectări. Atenție! Este foarte strictă această lege, pentru că ei aici au și discutat, vorbesc de toate regiunile care au indexarea peste 100, acolo este interzis complet. Deci, doar o persoană din altă gospodărie poate să se întâlnească cu voi. Deci, atenție că nu este de joacă, chiar în perioada de Paști. ZO, so, principiul că noi rămânem acasă se aplică timp de 5 zile consecutive. Adică, dacă este posibil, aceste 5 zile să nu ieșim din casă, să stăm în familie, în gospodăria noastră și să nu părăsim locuința. Dacă e posibil, bineînțeles, pentru că interzis nu este să mă duc acum concediu, de exemplu, în nu știu unde, în România. E clar. Dar este specificat că. Dacă n-ai un motiv bine întemeiat, atunci trebuie să stai în casă. În acest timp, întâlnirile private sunt posibile cu membrii gospodăriei, proprii gospodării și cu o altă gospodărie, dar limitate la maximum 5 persoane. Asta este dacă tre nu trece, nu depășește suta uh, de infectări în, uh, în, uh, în medie. Atenție! Copiii sub 14 ani nu sunt luați în calcul. Adunările în spațiile publice sunt strict interzise. În măsură în care alimentația în aer liber este deschisă, acesta va fi închisă în cele 5 zile. Ce înseamnă asta, oameni buni? Înseamnă că, dacă ești, de exemplu, în un restaurant acum și ai în orașul tău ți-a -ți dat voie să-ți deschizi, de exemplu, terasa. Da? Iată că pe perioada asta de Paști, 1 aprilie, 5 aprilie, ești obligat să-ți închizi terasa, nu mai ai voie să practici. În schimb, ce ai voie să practici? Este uh, to-go, adică ei comandă prin internet sau prin telefon, vine omul la geam, îi dai mâncarea, se ia și pleacă. Asta este voie. Dar, în rest, nu mai are voie, în perioada asta de 1 și 5 aprilie, este complet interzisă uh, ținerea teraselor sau o masă undeva afară, în fața restaurantului, să-și bei omul cafeluța sau asta. Nu, este complet interzis pentru gastronomiile care au avut dreptul să-și deschidă porțile. Zou. Sâmbătă se va deschide doar comerțul cu amănuntul în sens strict. Ce înseamnă asta? Sâmbăta, adică joia, uh, joia mare sau cum se numește, pe data de 1 aprilie uh, va fi închis totul. Clar. Vineri, iară, este sărbătoare, va fi închis totul. Uh, Freitag-ul și sâmbătă, data de 3, deschid doar alimentările și probabil cele de drogheriile. Asta, deci, de uz uh, corporal. Ce înseamnă asta? Atenție! Și la Aldi, și la Kaufland, și la Real, și la toate astea care vând și alimente, alimente, băuturi. Nu au voie să se vândă alte produse decât strict alimente și băuturi. Și răcoritoare. Da? Deci, dacă mergi, de exemplu, la Kaufland să-ți iei un pereche de păpuci, că ei au așa ce, și așa ceva, sau să-ți cumperi un receiver, sau să-ți cumperi un televizor, nu o să poți să-l cumperi în ziua de sâmbătă, 3 aprilie. Deci, este strict interzis. Zo. So, comunitățile religioase cu cerere pot să facă slujbă cu cerere uh, la primărie în acel oraș. Tot în presă s-a discutat că, în conferință, s-a discutat că este cerința mare din partea politicienilor la preoți, la biserici, la comunitățile religioase să ofere slujbele online și nu în biserici sau în templuri. Da? Deci și acolo. Dar cu aprobare, cu aprobare la primărie se poate cere. Uh, cere să se țină slujbe. ZO, uh, centrele de vaccinare și testare vor rămâne deschise pe toată perioada de 5 zile. Cetățenii sunt încurajați să folosească ofertele de încercare de, uh, încercare, de testare gratuită. Așa cum am spus, au discutat în care spuneau că se vor face chiar în fiecare sătuleț, poate chiar nu în fiecare sătuleț, dar într-o mică regiune obligatoriu trebuie să fie un centru de testare. PCR cât și uh, și uh, antigenul. Zoo. După Paște, taxarea uh, extensivă va deveni și mai critică în combaterea pandemiei. Din 8 martie 21, guvernul uh, plătește cel puțin un test rapid gratuit pe săptămână. Uh, așa de atunci statele membre, deci până atunci vor fi pe gratis. După aceea minimul 1 trebuie să fie uh, făcut. Așa. Uh, municipiile reușează construiască infrastructură adecvată, așa cum v-am spus, este clar. Uh, așa. Grupuri de lucru. Se va face un task force, uh, o echipă, grup de lucru pentru logistică, care este, va fi controlat de Ministerul Sănătății uh, pentru a distribui aceste teste rapide. Și uh, ca pe perioada aceasta să poate fi posibilă testarea a cât se poate de mulți cetățeni. Uh, asta este aici, în următorul pas. În Statele Federale, așa. Teste la nivel național sunt folosite în prezent și în școli și în centrele de zi. Deci, și la ora actuală se pornesc, se fac teste din astea antigen la viteză la ora actuală în toată Germania, în școli și în grădinițe. În plus, odată cu vaccinarea preferată, deci dacă cineva se vaccinează în perioada asta, Totuși, o să trebuiască să ia parte la testuri mai departe. Și chiar și cadrele didactice din învățământul primar și special trebuie să fie testate și să li se ofere și posibilitatea de vaccinare. Sectorul educațional și, alte, și ale școlilor vor fi extinse în continuare. Două teste pe săptămână. Deci, în continuare, vorbim, cum v-am spus și la început, elevii să poată să fie testați de, de minimul două, două, ori pe săptămână, împreună cu, cu, elevii, cu profesorii, cu învățătorii, cu femeia de servici, cu cine mai este acolo în școală. Așa. Doar dacă se fac testele acestea în masă, la școli, în, 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 în comerț, când mergem în magazine sau eu știu pe unde, prin spitale, doar atunci se poate opri uh, pandemia asta și uh, răspândirea uh, acestei, acestui virus. Statele federale pot deschide domenii, in, uh, domenii individuale. Asta este ce v-am spus eu, VOM. Cute că deja guvernul, deci din partea Bundeslandurilor și guvernul și Berlinul, dă aprobare ca fiecare Bundesland, fiecare regiune, cât și fiecare oraș, să poată să gestioneze de unul singur asta cum deschide, ce deschide, ce închide, cum închide, toate procedurile astea de restricție să și le gestioneze ei singuri, și cu aplicarea de o pe alta. Deci, dacă astăzi ne crește numărul peste 100, deja de mâine se poate să intre restricția fără, fără motiv direct aplicabilă. ZO! Important că firmele din Germania să facă posibilă munca de acasă. Este important ca toate firmele din Germania să ofere muncitorilor care ar avea posibilitatea să muncească de acasă să le dea voie să muncească de acasă. Este foarte, foarte important. În plus, oferte periodice de testare pentru angajați. Acest lucru este servit de angajamentul voluntar al asociațiilor comerciale la ofertele de testare pentru angajați, precum și de ordonanța privind sănătatea și securitatea în dreptul muncii SARS-CoV-2. Deci, pe lângă lucrurile astea, să vedem, testele ar trebui să fie oferite angajaților, cel puțin o dată, și dacă sunt disponibile, de două ori pe săptămână. Și acest lucru cu o dată este obligatoriu: ca fiecare angajator să-și testeze săptămânal, măcar o dată, muncitorii sau cei care sunt în incinta firmei și nu se poate respecta măsurile de igienă, cum am spus, distanțarea purtarea măștii și toate restricțiile care sunt. Deci angajatorii sunt obligați să facă teste, teste, teste. Zău Guvernul Federal uh, anunță pentru călători și pentru turiști. Aici este iară, este absolut necesar zilele uh, următoare de Paști. Și atenție, toată lumea, și asta vine, înregistrarea digitală a intrării este obligatoriu. Uh, carantină pentru perioada de 10 zile iar din a cincea zi, posibilitatea de a face test COVID și dacă ești negativ, atunci poți să ieși din carantină. În unele zone, dacă cu, cu, o, uh, infecție mare și cu virusul ăla uh, mutant, uh, cum este Anglia, cum este parcă Sud-Africa sau eu știu ce țări mai sunt, acolo este obligatoriu 14 zile de carantină. Uh, în Turingan, de exemplu, are 14 zile de carantină și nu ieși din a cincea zi uh, așa cum e și în alte Bundeslanduri. Deci, acum să vedem fiecare Bundesland ce va în parte ei pe această perioadă. Dar, ce este foarte, foarte, foarte important? Este că fiecare cetățean care va părăsi Germania, care va părăsi Germania, că merge în concediu, va fi obligat când intră în Germania să aibă la el înregistrarea digitală făcută, dacă nu aceea pe hârtie, punctul 1. Punctul 2. Trebuie să aibă deja un test COVID negativ, nu mai vechi de 48 de ore, de 72 de ore, sau antigen 48 de ore, să nu fie mai vechi, să-l alibe la ei pentru a intra în Germania. Altfel se vorbește în această hotărâre că nu se mai poate face, intri în Germania și în maxim 72 de ore să trebuie să prezinți un test COVID. Nu! Acea variantă a picat. tu trebuie să vii cu un test COVID negativ uh, direct ca să poți să intri în Germania, altfel nu te mai lasă să intri în Germania. Zo, apariția diferențelor uh, asta este cu variante COVID, dar clar, companiile aeriene să testeze riguros echipajele și pasagerii înainte de întoarcere în Germania sunt obligate companiile aeriene care vin și aduc oamenii în Germania să nu-i mai lasă să se suie în avion sau să urce în avion dacă nu au înregistrarea și electronică cât și testul COVID negativ. Atenție! Se obligă de data asta în lege. Obligație generală de a testa înainte de plecare. Obligație. Deci nu este de joacă oameni. Zo, la punerea în aplicare a strategiei de vaccinare, vaccinare rezidenților și instituțiile pentru bătrâni și de îngrijire, precum facilitățile de asistență pentru integrare, li se va acorda prioritate să se vaccineze. Implementarea consecventă a conceptelor de igienă și testare va fi în. Uh, uh, obligatoriu în aceste domenii. Nu există, și atenție, se vorbește acum în lege. Ce m-ați întrebat voi pe mine în ultimile zile și ultimile săptămâni, cum este eu dacă sunt vaccinat cu ambele vaccinuri? Am ceva beneficii sau tot trebuie să stau în carantină, tot trebuie să-mi fac testul? Este explicit, aici a făcut, vorbit. Nu există nicio diferențiere între rezidenții vaccinați și rezidenții nevaccinați în măsuri. Deci toți suntem egali. Toți suntem egali oameni. Mâni. Oferta guvernului federal de sprijinire pentru testare, inclusiv de către Bundeswehr, că aceste testări și vaccinarea, test, testurile și vaccinarea se vor face dacă este un număr foarte mare de uh, de cerințe de vaccinare și de testare, atunci se poate oferi și de soldații uh, Germaniei, adică de Bundeswehr. Da, dragi prieteni, ajungem la sfârșit aici. Cancelarul federal și șefii de guvern din statele federale vor fi din nou pe data de 12 aprilie 2021, adică după Paști, bine după Paști, la o nouă conferință în care o să ia noile măsuri care sunt puse. Uh, sau se vor pune. Zău, dragi prieteni, asta fu despre ce este vorba și ce s-a hotărât azi noapte, adică azi dimineață, la ora 3, după 15 ore de conferință în, uh, în bun descans în Bundeskanzleramt din Berlin. Fapt este că Restricții peste restricții nu o să fie deloc lejeritate pe perioada de Paști, ba mai mult o să fim restricționați, o să avem nevoie să ne aprovizionăm cu mâncare, cu alimente, cu apă, cu sucuri, înainte de data de 1 aprilie, pentru că 1, 2 va fi închis, 3-ul va fi deschis doar pentru alimente, gândiți-vă bine că, Așa cum unul sau altul din voi vrea să meargă pe data de 3 la cumpărături, o să mai fie și încă alți, alte milioane de oameni care merg. Deci va fi data de 3 un pic mai al, mai al dracu ca zi. După aia iară vine uh, 4-5, uh, vor fi iarăși închise. Uh, de abia în data de 6 uh, aprilie se vor deschide din nou magazinele. Deci, uh, uh, atenție, mare mare. Atenție la numărul de infectări local în orașul dumneavoastră. Pe pagina EBS pe care v-am arătat, și unde găsiți și această scrisoare tradusă cu Google, în mare parte, uh, uh, uitați-vă acolo pentru că găsiți și un link unde puteți să vă controlați în orașul dumneavoastră cum este indexul. Este sub 50, este între 50 și 100 sau este peste 100? Deci, puteți să vă uitați și puteți să știți concret cum este indexul la voi în oraș. Uh, în plus, intrarea în Germania, cine dorește să intre în Germania, obligatoriu, înregistrare digitală și testul COVID din țara de unde pleacă. Când intri în Germania, trebuie să ai testul COVID negativ. Uh, ce mai avem? Uh, da, s-a discutat că trebuie să ne testăm, în continuu să ne testăm. Cel mai bine ar fi de 2-3 ori pe săptămână, ar fi optimal. Uh, bun, se găsește și de cumpărat teste la magazine dar și uh, uh, și în, la muncă trebuie să ne testeze angajatorul. Întâlnirile iară ați văzut restricții clare cât să poate să rămânem singuri în casă. Dacă trece peste numărul de 100 nu mai avem voie să ieșim seara din casă după anumită oră. Asta hotărăsc fiecare bundesland în parte. Uh, și da, este întâlnirile în familie doar deocamdată depinde de restricții. Putem până la maxim două familii să ne întâlnim dacă este numărul sub 50, până la maxim o singură familie între 50 și 100 cu 5 persoane și peste 100 doar gospodăria noastră plus încă o, perso o persoană din altă gospodărie. În rest, nimic. Sunt restricții bune. Zom, so, acum o să așteptăm uh, uh, și conferințele de presă din celelalte Bundeslanduri, adică cum va fi Bayern, NRV, Baden-Württemberg, o să mă uit peste ele, cu siguranță Bayern nu deja au făcut, deja o conferință presă, o să mă uit, o să studiez și eu conferința de presă și probabil în această după masă o să mai vin și cu ceea ce a hotărât guvernul Bayern și o să vă vi prezint tot aici pe canalul de YouTube, restricțiile Bayernului. Deci abonați canalul de YouTube, pentru că aici este canalul principal. În rest, dacă îi ne vedem de seară, în emisiunea Întreabă-mă și primești răspunsul, începând cu orele 21, tot aici, pe YouTube, Facebook și Twitch. Eu vă mulțumesc mult de tot, distribuiți like-ul și abonați canalul, ca să fiți primi informați despre tot ce se schimbă și ce apare pe aici, prin The Germania. O seară, o după masă plăcută și ne vedem!